așteptăm ZTE V889M. Să vedem cum se prezintă. Este un telefon elegant, plăcut la atingere, destul de solid. Ca și caracteristici principale, este un telefon cu Android 4.0, apărut pe 12 decembrie 2012. Are un ecran capacitiv la o rezoluție de 480x800, 4 inch în diagonală. Un 4 GB intern, 512 RAM. Un procesor de 1 giga, o cameră de 5 megapixeli, să vedem și cum se vede. Camera este ok. Touch-ul răspunde corespunzător. Să vedem și browserul cum și internetul se încarcă destul de repede. Internetul merge foarte bine, touch-ul răspunde perfect, nu sunt delay-uri. Să vedem cu ce vine și în pachet acest telefon. Are un încărcător cu ieșire USB, de China. Cablu care presupun că poate fi folosit și pentru date și pentru alimentare. Mai are un manual. Și un certificat de garanție. Cam asta e tot pentru ZTE 8.